Salutare YouTuber, numele meu este Casey și bine v-am găsit la un nou episod din Subnautica. Înainte să începem jocul, vreau să vă spun la mulți ani tuturor YouTuberilor, 2021 să fie un an cât mai frumos, cât mai fericit și să fim cât mai prosper și cât mai happy și să meargă gaming-ul cât mai bine. Deci vă urez un an nou cât mai frumos și la mulți ani tuturor YouTuberilor, gamerilor și toată lumea de pretutinde. Un an nou și cât mai fericit. Cheers, my boys! Bună șampania. Am zis că azi de Revelion nu vreau să fac un game, că de ce nu la mine s-o găta partiu cât mai repede și încă nu am somn, așa că let's play Subnautica. Astăzi începem 2021 cu un alt episod din Subnautica, se pare că, pentru că why not. În episodul recent eu am făcut anumite chestiuțe. Eu am încercat să caut niște materiale și bineînțeles mi-am găsit materiale și acum am mers foarte mult cu siglaidul ăsta, încât am acum o grămadă de baterii, deci am 4 baterii, sunt, am 5, am una de sună, băști, jet, out. Bun. După cum se vede, eu am fost într-o călătorie foarte interesantă, încât am găsit anumite chestii pe care chiar vreau să le descoper, să le fac. Și cum ar fi, băieți, am făcut, l-am scos, am venit, am scos de la naftelină, bă, unde ești? Halo, unde ești? Așa. Un Cyclops. Ăsta este submarinul care merge cum trebuie. Deci eu am zis că nu vreau să fac video să fie boring, așa că cercetez eu locațiile și fac să fie cât mai funny, cât mai amuzant, cât mai chill, să zic așa. Și decât să fac video de la boring, am zis că fac mai întâi, stai un pic. Ne mai trebuie asta, beacon, nu ne mai trebuie, așa. Fac așa fel cât să iasă bine, adică fac o chestiuță, cum zic că submarinul a trecut, a făcut și Z-Moto ăsta, pe care nu l-am prezentat, pentru că de ce să-l prezent pe domnul Simov, pentru că mai bine îl fac și după aceea călătorim, că până iau materiale așa de greu fost, trebuia să mă duc. Deci fază felul următor, cum am luat materiale? În partea la Aurora sunt anumite materiale, de exemplu pentru pod, pentru cârmă și nu mai știu ce, care sunt acolo. Bine zis, acolo e un Reaper și acolo. Acolo mă mai duc pentru că acolo lasară pe mine și nu văd nimic, și mi-e frică. Și în partea unde sunt norii aceia, sunt dedesubt la vreo 300 de metri, deci am mers 300 de metri până la urmă, să caut alte materiale pentru ciclop, pentru submarin, în care și alea greu se fac până la urmă, pentru că în partea acolo dedesubt mai e încă un Leviathan și ăla efectiv parcă... Da, și încă o chestie, am observat că în jocul ăsta sunt, adică am citit că în jocul ăsta sunt 22 de Leviatani, de Reaper Leviatani, în tot jocul ăsta, deci am găsit acoperit 1, 2, sigur, prin spatele mai e vreunul, în partea aia am găsit 1 și mai e încă 1 acolo, deci până la 4, sunt 22 până la urmă, oricum. Da, facem? Hai să-l facem. Vehicle Cyclops. Stai, că trebuie să fie construit la... Aha. Da. Stai să vedem, pot să-l... Trebuie să construiesc mai... Inventory is full. Stai un pic, că nu pot să-l iau. Hey, wait, what? Shoot. Nu, stai, facem felul următor, că o să avem nevoie de lead și cooper. Eu aici am depozitul meu de materiale, că las aici jos. Pentru că nu, până am chef să fac toate chestiile, așa că le-am să-l stea. Pac, 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 pac și pac. Da. Nu mă, tu vino cu mine, bă, alo, așa. Ei, stai, că mai trebuie, nu, lead-ul trebuie, pardon, scuza, îmi trebuie lead-ul neapărat. Lithium, lead, nu. Where is the lead? Una! Silver, se găsesc foarte greu lead-urile astea. Cooper, ei, mai era una, where is my lead? Dă-te! Lithium. Hei, nu spune că nu mai am lead. Era ăla. Come on. Nu lithium. A, uite. Ce m-am speriat. A crezut că iar trebuie să mă duc să caut iar după lead. Mă enervează că materialul ăsta e greu să-i găsesc. Unde? Eu trebuie să iau ăsta că nu pot să-l folosesc aici. Pentru că, da. Poți să te împachetezi? Poți să te împachetezi. Yes! Te-am împachetat. Te pun aici. Pentru că submarinul sigur va trebui să cadă și va trebui să-l fac în altă manieră încât să-l pun în apă. This is the stinky one. Facem felul următor, mergem aici, că e mai departe de... E oarecum în apă, bun. Și acum, where is you again? Așa, man. Așa și trebuie. Dar nu în partea asta, sau pot să folosesc? Trebuie să vedem. Beneath the water.
Deep in the water? Ce? Cât de departe trebuie să-l construiesc ăsta? Stai un pic, wait. What is this? Nu! Hai, come on! Aole, dar urât mai faci. Așa. Și? Cannot build here. Must be constructed in deep the water. Nu merge să-l fac? Stai, că nu înțeles. Stai să dăm un pic așa, pentru că nu se aude bine sonorul. Dăm un pic. Voice. Am voice volume. Asta este voice volume. Încă o dată. Cannot build here. Must be constructed in deep the water. In deep the water. Adică mai adânc. Serios, chiar ăsta e atât de dur încât trebuie să fac chiar mai adânc? Nu se poate asta. Oh, stați-mă, băieți. Mă lupt pe tine. Shoot. Îmi pare rău, dar se pare că fac acum niște fail. Le iau cu mine înapoi. Merge mai departe. Se pare că nu e destul de adânc pentru domnul Leviathan. Bă, domnul Leviathan, domnul submarin. Adăugă-te pe Leviathan. Radioactiv, ups. Așa. Ok. Bun. Deci eu sunt aici. Ok, hai. Hai, frate, urcă sus, hai. Acum mai stai, pot face aici? Come on, boy, hai. Dă tot ce-mi e bun. Yes! Victory, my friends! Oh, cât e de tare! Cyclops is designed to be operated by a three-person crew. Only experienced helms people should attempt to pilot this vehicle solo. Oh, cât e de tare! Cât e de tare! Ue, mamă, deci ăsta este submarinul? Marfă! Cât e de... Asta e puntea în care pot să pilotez? Mamă, ce fain arată! De s-o meritat! What is this? Power cell, deci ăsta este pentru power cell. Am și de asta pentru acasă. Ce urât face. Mama mia, decoy tube upgrade. Mama mia, Cyclops engine module. Uai, de ce urât fac le. Leviatanii ăștia. Facem primul tău, guys. Da, am salvat locul pentru că se pare că e prima oară că sunt într-un minunat submarin, adică de dimensiunea acestuia. What is this? Upgrade. Interesant. Aici pot să am upgrade. Upgrades. 1500, 1200, energie și health. Uai, deci are multă viață, frate, ăsta. Mamă, dar ce tare este, frate? De ce să ieși că e ca o bază? No vehicle docked? Cred că pot să-mi pun simaf aici! Cât e de tare! Pot să-mi pun simaf-ul! Mamă, cât e de tare! Și pot să-l conduc! Pot să-l conduc? Nu? Stai, că cred că l-am închis, că trebuie să dau... nu pot să-l conduc... wait! N-am energie! Nu spune că trebuie să fac și energie! Nu spune, te rog, please, că nu spune că trebuie să fac și energie! Nu! Deci, băieți, acum chiar sunt într-o postură foarte ciudată, care nu știu... 200! Hey! You have power here! Ai destul de energie, come on, boy!
Ce e asta? Asta se închide, am înțeles că se deschide. What is you? Decoy launcher. Ah, n-am nevoie de decoy launcher. Ok, 200, 200. Deci energie eu am. Come on, boy. What is this? What is this? Deci asta este oarecum bază. Deci o bază foarte mare până la urmă. Și cred că pot să-mi pun Simofo acolo, mamă. Deci o să fiu pregătit de acțiune, tată. Marfă! Bun. Dar cum pilotez eu ăsta? Engine offline. Băi, mamă, cât e de tare! Ioi, ce fain! Silent, stai, ring for silent running și ăsta ce zic? Băi, mamă! De sunt cu submarinul! Ok, și unde mă, cum mă pot scufunda? Știu, dar sunt ca un pic cam nab. Nu știu cum să mă, cum să mă duc cu minunatul ăsta submarin. Mă duc înapoi, ca să mă duc cu Simofo, sau cred că vin cu Simofo pe aici. Asta înainte, ăsta e mai ușor și ăsta e mai tare. Yes! Numai 20 de metri, 99% energie. Sper să nu rămân fără energie. Mamă, dar ce tare arată! Deci, dragi prieteni, video-ul ăsta merită... A, așa mă lasă jos. Și jos? Și cum mă las în jos? Unde am foc? Stai că mi-arată foc. Mamă, cum face asta, fratele meu? Ștergem focul. Dar de ce faci așa? Wait, what? De ce mi-a făcut așa? M-am lovit oarecum? Te seama dacă am ăsta la... Da, mă, m-a lovit un pic. Lol, nu pot să cred din cauza că e submarin. Da, și cum mă duc în jos? Yeah, dați-vă! Este! Deci bun, ăsta este power engine. Aici mai sunt mai repede, mai încet și mai foarte încet, ok. Bun, aici ce-o fi? Uee, am cameră de 360 de grade! Cât e de tare! Deci submarinul ăsta face toată treaba. Stai, use așa, ok. Upgrade. Ah, ok, exit, am înțeles. Și tu ce faci? Asta e camera, bun, și tu? Bun, dar eu cum mă pot întoarce? Că nu se pare că nu pot să mă duc în jos. Deci așa mă duc în spate. Oh, trebuie să mai văd despre submarinul ăsta. Doar cu submarinul ăsta aici. Și mă duc repede să-mi iau Simofo. Dar să bag Simofo aici, sincer. Așa voi face. Yes! Where is... Submarinul ăsta aici. Mamă, de-i mare, masiv! Aici, bineînțeles, sunt eu. Cât e de tare. Deci, oricum, avem o misiune tare importantă. Trebuie să explorăm locurile de aici, pentru că chiar este tare interesant. Deci, chestia asta rămâne aici? Nu. Versus, da, cred că trebuie să iau cu mine. Prefer să iau cu mine, să o las acolo, că ce știi și ce mă fură, mi-o mănâncă, habar n-am. Mai bine să fim siguri. Oricum, submarinul este tare și chiar se merită să-l faci, pentru că... Look at this guy, baby! Simo, fii mic, fratele, pe fata de la... Oricum, noi trebuie să călătorim acum peste tot. Asta înseamnă că... Anul 2021 ne pune pe submarin și să călătorim. Încă un an nou fericit. Pentru mine. Bun. Bun, acum ce facem? Exact. Ne urcăm. Stai că trebuie să luăm apă, că ne este setă. Avem apă, avem apă, par, par. Gata, nu mai avem apă. Shoot. Da, trebuie să luăm pe pică să ne facem peștișori.
Asta înseamnă că you out. Pus-te aici frumos lângă bază, că nu, nu se strică nimeni. Bun, și acum, astea sunt materialele mele. Nu, e dezordine aici, dar prefer să le am aici, în apropiere. Bun. De când sunt aici, dintre peștișori ăștia s-au cam micșorat. Nu prea mai sunt atât de mulți peștișori. Pentru că i-am mâncat pe toți. Hai bă, fishing, vino ca capți. Mulțumesc. Ești un peștișor foarte drăguț. O să te mănânc cu poftă și pe tine. Hap. Bun. În locul ăsta, când a venit prim peștișor, au fost ăștia care am prins acum. Pentru că sunt cei mai buni peștișori posibil. Și tu la fel. Hai că te mănânc și pe tine, să nu zici că sunt rău. Hai, vin cu aia. Hai la mine, fishy. Deci în partea de acolo am mai explorat locul de ăsta așa aleatorii. Faza este că în locul ăsta de aici sunt leviatan și nu știi de unde, cum poți să dai de unul, că peste tot e full option. Și efectiv sunt și periculoși minunații leviatani și de multe ori mi-e frică de ei. Așa că prefer să am grijă de mine. Și noaptea, noaptea nu vă duceți în ocean. No, noaptea nu, pentru că vizibilitatea e zero. Și... Gata, avem mâncărică, suntem pregătiți de acțiune. Intrăm în Simoful nostru favorit. Și este timpul să mergem, să ne legăm Simoful la submarin și să mergem mai departe. Oricum, eu sincer, eu aș vrea să vizitez unde e racheta asta, unde e Aurora. Vreau să vizitez în spatele ei. Oare ce-o fi găsit, ce-aș găsi în spatele ei? M-am documentat și am văzut foarte mulți leviatani pe care nu i-am întâlnit până acum și chiar vreau să-i întâlnesc, sincer, chiar vreau. Te-i văd, adică chiar eu să experimentez în videourile mele, de ce nu? Why not? Ok, bun, Simofu, unde te punem pe tine? Oh, nu pot să cred! Cât e de tare! Nu pot să cred, Simofu e lângă, ești pe submarin! Clar, this is my new base! This is my new base! Nu se poate! Oh. Base Stripe Name. Ce nume se pune la Mimoza? Ok. Ne punem culoarea submarinului. Ne facem așa. Și baza, baza e. Ne facem așa mai roșu. Ok, ia să vedem cum arătăm, pe din, pe, cum arătăm pe exterior. Uitați-vă, dar sunt ca un copil mic, trebuie să văd neapărat. Yes! Oh, ioi, cât e de tare! Mimoza, ia uite ce fain scrie! Mimoza! Cât e de tare, frate! Mamă, pot să modific submarinul meu! Personalizat! This is my pep! Submarin, ce se ia de, se ia de mine! Tare! Bun! Deci tura asta... Ok, merge pe aici, forță! Oare ce-o fi pe aici? Să vedem, că n-am deschis. Open storage. Ah, aici sunt storage, ok. Open. Oare ce avem aici? Mamă, deci ăsta e chiar o bază, fratele meu. Deci o bază mișcătoare. Uai, cât e de tare. Uite că submarinul merge. Yes, e functioning. La parametri, optim. Perfect. Great fabricator. Engine efficiency, mamma mia, hit by producing increased engine efficiency. Decoy tube, mamă, se pare că asta s-a mult de construit pe aici ca să fac submarinul să fie baza mea, că sincer, prefer să rămân în submarin baza mea, am și Zimov aici, trebuie să mai fac, având în vedere că am aici niște chestiuțe tare interesante, cum ar fi? Am luat un braț de robot, parcă. Deci, da, se pare că este și de robot ceva pe aici. Sau nu. Că propulsion cannon sună robot thingy, ceva de genul. Aici sunt mâncărica mea care l-am mâncat-o. Care mi-a fost fomiță. Ok, bun, perfect. Faza în felul următor. Submarin ca submarin. Da, eu pe unde mă pot duce și cum pot să mă mișc? Deci mă duc înainte cu viteză full option capacity 90%. Mamă mie, că ăsta mănâncă la energie de numai numai. Ioi, ce de energie mănâncă ăsta. Ue, mamă, nu-i bine. Așa mă duc în spate. Și cum pot să mă duc înainte? Deci așa mă duc înainte.
Ok. Asta dau eu. Nu, deci să văd cum se merge, cum cobor. Auci. Submarin, ești ok? 88% energie, mamă, deci rămân, dacă rămân fără energie, am... I'm bye-bye. Oh, băi, eu nu mă duc așa de aproape. Mamă, serios, gata, nu mai, mergem mai încet. Se pare că dacă supra-încing motorul, se pare că ia foc. Ok, deci așa, este minatul nostru sub Nautica. Stai. Shoot. Hai să șterg focul un pic. Hai băiete, gata, îți ajunge. Mor și eu. Se pare că, din păcate, dacă merg prea repede, se strică submarinul. Wait, what? Adică ia foc submarinul? Come on, câtă viață ai, frate? Acum că nu am lovit pe nimeni, look at this life. Bun, dar întrebarea este cum... Merg eu cu submarinul, că se pare că pot să merg 500 de metri. 500 de metri, come on, boy! Dai să văd. Apăs acum toate butoanele. Bă, că nu pot să mă mișc așa, come on! Serios? Deci, asta e asta. Deci mă pot ridica. Deci se pare că nu pot să mă duc în apă. Aha, engine down. Bă, deci, mamă, deci engine-ul ăsta o să se ducă cât de curând. Ok, ce e aici? Exit. Bă, chiar nu știu să controlez submarinul ăsta până la urmă, serios. Deci pot să apăs, ok. Deci mă duc în spate. Bă, se pare că nu știu să folosesc submarinul ăsta, sincer. I'm nab. Aurora e acolo. Acolo în partea Leviathan, mi-e și frică să mă duc, mamă, că și mi-e frică de sare ceva pe mine acum, chiar că plâng. Nu, deci nu știu cum să mă duc, să mă scufund. De obicei e mai flexibil submarinul și, adică Simov-ul e mai flexibil, deci așa mă duc sus și cum cobor. This is the problem. How I drive this thing, hello. Deci, dragi prieteni, cam asta a fost chestia interesantă, că eu am pregătit piesele necesare ca să conduc acest submarin, pentru că chiar mi l-am dorit, cum mi-am dorit și Simov-ul, dar se pare că mi-e znab și nu prea știu. Hei, ia uite-te, am ajuns la insulă! Cât e de drăguț! În partea jos, la 300 de metri, e un leviatan care abia așteaptă să mă mănânce. Deci 2 metri, deci eu mă ridic în loc să cobor. Deci nu... Abar n-am... Ce să pot să fac aici, sincer? Cred că o las pe doar de până învăț să conduc această chestie, pentru că chiar habar n-am cum merge. Come on, boy! Where is the power? Deci, acum apăs toate click-urile, deci W, A, S, D... Deci mă duc spre sud, oricum trebuie să mă duc în partea neapărat. Mamă, și ce plus că aici e radarul în care sunt oarecum inamici, deci de care te pot ataca. Cât e de tare. Bă, dar multă energie consumă asta, fratele meu. How to drive this submarine? Can someone tell me, please?
Ok, dragi prieteni, deci video-ul ăsta cam așa este pe ziua de astăzi, pentru că chiar nu știu cum să conduc submarinul ăsta și o să mă uit pe internet să văd cum se conduce, pentru că chiar habar n-am, pentru că încerc să apăs pe toate butoanele și se pare că nu merge, deci se pare că... Da, miznap. Oricum, tura viitoare ce o să filmez, o să filmez mai multe chestii interesante, chiar vreau să continui să fac misiunile, pentru că din baza respectivă, afară, m-a tot dat în mai multe chestii, în sensul că să fac misiuni. Și am văzut că sunt anumite misiuni, dar să-mi las un pic de lumină, sunt anumite misiuni tare interesante și chiar vreau să le fac. Și, bineînțeles, o să dau de multe chestii noi prin ocean, plus că sunt anumite leviatan pe care chiar nu i-am văzut și chiar vreau să-i văd, plus că la, în afară de Reaper, leviatan mai sunt unii și mai mari și chiar vreau să mă duc chiar adânc, adânc, adânc de tot. Pentru că submarinul ăsta merge la 500 de metri. Și 500 de metri, să sperăm că va fi de ajuns până la urmă. Dar totuși, încă mă concentrez aici cum să fug, cum merge asta. Deci aici sunt. Ok. Deci ăsta mă ridic. Deci așa mă duc înainte. No, miznap, chiar nu știu cum să conduc submarinul ăsta, chiar am încercat de multe ori. Oricum, dai să ieșim un pic afară. Yes! Let's go outside to take a fresh air. Friends or foes? Friends. Hopefully friends. Oricum, chestia e în felul următor. Aici au multe chestii de submarin, le găsești, cum a zis, la Aurora. Și după, trebuie să mai arăt unde le-am găsit. Pentru că chiar n-am vrut să fac video, pentru că mi se părea destul de boring. Și decât să pierdem oricum video boring, am zis că lasă că fac eu singur și pe aceea prezint. Deci, părțile de submarin de aici, dar și ceva, ia să mă duc să pe partea asta, că chiar vreau să vă arăt ce am descoperit eu pe părțile astea. Aici sunt anumite engine-uri de submarin. Cum ar fi, bine că nu ăsta nu e de engine, cum ar fi, nu să stai aici, motoare de submarin. Motoare de submarin, top, trebuie să ne punem asta pentru re-breathable, pentru că asta ne ajută să respirăm mai mult. Deci eu ar trebui să vin până aici și stați, că nu-i tot. Asta ce este oare? Ia să, let's scan this guy, vehicle bay, n-avea, nu vede așa ceva. Ok, faza este că acum vă arăt pe unde am fost eu, pentru că a fost chiar o durere foarte mare și chiar m-am enervat, pentru că chiar nu găseam anumite piese de submarin. Și plus trebuie să mai arăt anumite chestii tare interesante ce am mai găsit. Adică oarecum nu e neapărat Leviathan, dar face oarecum în categoria, parte în categoria respectivă. Și interesant că jocul ăsta nu-ți dă piesele, se mai și respawnează anumite piese, adică nu-ți le dă exact în locul ăla, că nu. Trebuie să mai vii, să mai cercetezi, să vii să cercetezi și uneori îți mai apar. Uite, de exemplu, ăsta. Ăsta vreau să-l arăt. Ăsta nu știu cât e de friend, nu știu cât e de foe. Văd că curentează, sper să nu mă mănânce. Bă, văd că e friend. Are you friend? You're friend. He's a friendly one. Ups, bă, nu mă curentează. He's a friend. Uite ce cât e de drăguț. He's just a friend. Give him a kiss. Ok. Ăsta, leu. Ăsta nu-i friend, dar nu mă poate prinde, pentru că sigla e mult mai rapid decât el. Și a trebuit să mă duc 179, bine că aici am venit cu Simoful. Simoful merge până la 200 de metri. 200 de metri ajungea până aici și după aceea, ca să nu mă tot duc sus, sus și jos, sus și jos, da, dați-mă puțin, că trebuie să-mi iau Simoful. Ca să vă arăt ce infație era în fața mea, numai așa de fun, înainte să închid acest video. Deci în fața mea, nu am luat destul de oxigen. Oh, shoot. Asta e. Dacă muri, ne întoarcem pe bază și lăsăm acolo și ne întoarcem pe aceea la submarin. Ah, da, uite aici, engine-urile. Deci astea sunt engine-urile pentru submarin, engine fragment. Și aici era aici nu era nici unul, dar era acolo jos, jos de tot. Și în partea asta, dacă nu mă înșel... Nu, mă, deci așa, la 20 metri. Oricum o să mor, mă sacrific acum, nu-i problema. Numai de amuzament. Deci a trebuit să viu jos până aici, deci sunt la 300 de metri, în care Simoful nu merge 300 de metri. Deci am mers până aici și era să mă mănânce ceva. Se vede că am luat tot ce era nevoie de aici. A, uite, un rift, tu. Ok. Aici erau engine-uri, deci uite, găsesc foarte multe engine-uri acum. Și bineînțeles. Acolo, uitați-l, ăla era să mă mănânce, ia uitați-l.
Că aici am venit până aici să iau engine-ul ăsta, ia uitați-l. Exact, un Leviathan. Cât e de drăguț. Peace, friend. Deci oricum o să mor acum, dar am vrut doar să vă arăt, să vă arăt despre ce este vorba. Oricum, tare interesant, pentru că uitați, he's beat one. No. Și faza e felul următor. În anumite locuri se respawnează și vin, dar în anumite locuri nu vin. Și ar trebui să caut, cred că peste o jumătate de oră sau mai mult, plus, după ce am luat materialele, ar trebui să mă întorc să-mi iau materialele la micuți, că trebuie blueprint-urile, dar după aceea trebuie ingot, trebuie nu știu ce, mai nu știu ce și așa mai departe. Deci a fost o durere îngrozitoare. Și se pare că am dead. E, asta e, cam asta a fost misiunea mea în apărătat. Încă puțin, câțiva metri, I'm dead, asta e. Oricum, ciclopul interesant, nu știu cum să conduc, nu știu cum să mă duc în adâncime, serios. Trebuie să mă uit să văd cum se conduce în adâncime, să caut manualul de instrucțiuni pe care nu l-am la mine. Me is very, very sorry for this inconvenience, să zic așa. Oricum, da, hey, what is this? A, nu se poate! M-a dus pe submarin! Cât e de tare! Pentru că asta e baza mea! My new base! Super tare! Deci îmi convine! Oricum, prima mea prezență, pardon, prezență, prezentare, a fost minunatul submarin și cum am adus Simofu aici. Cât e de drăguț, sincer, tare! Ok. Aici cred că o să pun oare un perete în care pot să fac materiale, pentru că baza asta o să fie destul de ok, bază mobilă. Și, bineînțeles, cred că îmi va trebui power cell. Deci eu am un singur... Uai, deci nu pot să cred că am power cell cu mine, pentru că dacă n-am power cell, rămân fără baterie. De nașpa. Plus că submarinul ăsta consumă foarte multă energie, sincer, sper să fi oprit. Pentru că observa că chiar mănâncă multă, multă, multă energie. Hai să vedem. 78% oprește-te. Engine offline, 78%. Vai. Deci asta mâncă multă energie. Va trebui să mă duc înapoi și să fac micuțe baterii ca să mă... Uite, bă, că am mâncat un fire extinguisher aici. Ce bine, ce tare. Ok. Bă, dar chiar nu pot să merg deloc. Engine start. Ok, și nu are un manual de dat în spate? Deci pot să mă ridic și cum pot să cobor? Aia e interesant. Deci nu pot să cobor. Ok, lăsăm așa și face dată teare că nu o să știu să conduc minunăția asta de submarin, pentru că chiar nu știu cartea, nu știu unde este cartea de instrucțiuni. Dar înainte să închid video, trebuie să mai fac încă o prezență. Deci prieteni, submarin, submarin, prieteni. O să vă prieteniți. Deci, da, micuța mea, Mimoză, așa o să o numesc, baza mea, Mimoză. Cât e de sweet! Dar cred că o să dau altă culoare, că culoarea asta e cam boring, cam prea întunecată. Și galbenul ăsta, cam oare, cred că știu mai bine. Oricum, cam a fost pe ziua de astăzi, dragi prieteni, ăsta a fost video, un video mai special. Încă o dată vă spun anul fericit, un an 2021 cât mai frumos și să fim cât mai happy și cât mai sănătoși. Pentru că, până la urmă, asta e ce mai important. Ideea este în felul următor. Submarinul ăsta este fain, dar șoferul, adică eu, sunt groază. Cam asta a fost pe ziua de astăzi, dragi prieteni. Nu uitați să vă abonați în cazul care nu v-ați abonat și să apăsați butonul de subscribe, încă să meargă submarinul cât mai repede și să faceți clopoțelul să ticăie, pentru că atunci submarinul va merge cum trebuie. Așa că ne vedem la detaliare, prieteni, și să aveți o zi faină. Bye-bye!